boss, Emi, trebuie să-ți spun ceva. Am trimis o carte, de fapt sunt trei cărți acolo, trilogie, am trimis-o la o editură la București. Cât am înțeles, nu știu dacă va apărea, eu sunt un scriitor problemă, e un roman. Ce vreau să spun este că ideea ar fi că acela ar fi Faustul meu, cartea aia. Nu știu. Printre multele titluri care le are, de-a lungul timpului, cel puțin din 2009, dacă nu mai vechi, până în 1999, textul ar fi Așteptând războiul, trilogia dialectică. Se titlu, cred că, cel puțin din 2017, dacă nu mai vechi. Conceptul acestei cărți, bazat pe texte mai vechi, la care s-au adăugat texte curente de atunci și până acum, adică mai mult până în 2019, când s-a cam finalizat, este în principiu când a început, în 2014, să ne atace verbal Rusia, pe noi, pe români, din cauza politicii NATO, româno-NATO în România. Bun. Ce vreau să spun? Am Goethe în germană, vreau să-l citesc, să mă ocup de el, dar am aici și un, cum îl cheamă, aici, mai puțin, aici am Schiller, ți l-am mai arătat. Tata a zis să citesc Schiller azi, da. Am dormit să traduc, a zis că nu-s decât 20 de poezii traduse din Schiller. Să vedem. Dar ce vreau să zic în felul următor. Domnule, îmi place de Goethe, scrie fain. Și liriche, gedichte, treburi, dar cred că pot să-l bat. Bine, cel puțin 10 ani de acum încolo. Dacă îmi pun scopul ăsta în cap, să-l bat, să-l iau. Ca pe un nebun de șah. Eu în 2014 am avut niște vise care nu erau de la Dumnezeu. Erau niște vise de la niște oameni. Deci a făcut și hipnoză la spital, două ture, mi se pare. Dar erau de la niște tipi care, în primul și primul rând, au fost niște tipi, niște uriași, am visat, care au zis, dacă am eu treabă cu ei, și am spus, nu, că eu încerc să-mi văd de treabă, să scriu, să trebuie. M-au lăsat în pace. Dar după aia am avut un vis, am visat o rachetă, un breloc, ca un breloc de la nichelat. Dar lamă, cum ar fi, rachetă care arăta ca un, da, un loc care arăta ca o rachetă și niște litere într-o agendă și racheta și am desenat, în fine, și mi-a spus, uite, că nouă ne place cum scrii tu, să fi fost iluminate, să nu fi fost iluminate, asta nu știu. Probabil. Dar a zis, nouă ne place cum scrii tu și dacă vrei să fii prieten cu noi, să nu știu cum zis, dacă vrei să te ajutăm, să colaborezi cu noi, oricum nu erau români, erau cel puțin din Germania, dacă nu mai departe, dar cred că din Germania, nu? Și zice, nu vrei, am vrea să facem din tine un nou sau noul Friedrich Schiller. Adică gândindu-mă de-a lungul timpului, acum suntem în 2021, ce înseamnă asta? Înseamnă un poet național european. Schiller este primul poet național european. Bine, după pre-poeți naționali europeni, cum e Dante,
Dante, da, Dante și alții. Așa că eu, părerea mea e că eu pot să-l bat pe Goethe. Și deci eu sunt Felix Schiller, nu? Și obțin din 2014. Și ce vreau să spun mai mult, i-am zis statei prin telepatie, știi? Că e tare Faust, e tare Goethe, e tare, e tare. Dar ar putea să scrie că Mephisto nu face niciun fel de minuni. Dumnezeu face minuni și că dacă ar fi scris cu Dumnezeu, ar fost mai tare. Și a zis că Faust cu Dumnezeu sunt eu, a zis tata. Adică eu, nu el, eu, Felix Schiller. Hai să vedem cum arată o carte de Schiller. Bun. Acum, pe de altă parte, sunt puțin cam necăjit, dragă Amy, pentru că am realizat că sunt bolnav. Schizofren. Da. Ce să mai zici? N-ai ce să zici. Doamne ajută. Poate.